Da, aici cine? Ia uite ce aici când ai scris, măi? Când eram bebeluș. Când erai bebeluș? Pot să spun asta aici, dar te rog frumos să-mi explici când ai scris acolo pe perete. Topia mea era un nor de furtună, de aia am desenat. Era un nor de furtună și ai desenat norul de furtună? Păi uite, mami s-a chinuit să facă, uite ce frumos s-a făcut, cu lună, cu stele, frumos. Aici, ia uite, iar a desenat frumos steluțe și tu acolo ai desenat cu creionul urât. Cum facem? O crăpătură, mama, da. Aia este de la construcție. Ce să zic? Ok, hai să văd. Să nu cotroboi eu pe supat. Ia vezi ce sunt pe supat. Te rog să... Dinosaur. Ia vezi. Hai. Un creion yellow. Ce caută creionul în dormitor? Știi că nu avem voie cu creionul în dormitor. Ai găsit o comoară. Întotdeauna o pun să adune ce este de desubt. Noi avem un aspirator robot pe care îl bag tot timpul sub pat ca să fie curățenie. Eu nu prea suport praful așa, cred că nimeni nu suportă praful. Și tot timpul încerc să țin cât putem noi de mult curățenie într-o casă atât de mare, unde nu avem niciun fel de ajutor. Practic ne descurcăm cum putem. Hai să vedem ce e supat. Hai să vedem ce e supat. Ok, hai. Ce biberon? Biberonul? Ia să vedem, unde e? Păi bagă-te sub pat și vezi. Te rog frumos să te bagi sub pat. Hai, bagă-te sub pat. Așa. Ia să vadă, mami. L-ai luat? Hai. Bravo, mami. Și nu mai e nimic sub pat? Bine. Și gata? Ai terminat de făcut curățenie? Da, astea pe aici ce sunt? Și astea oricum, tu acum unde te culci? Dacă ai pus toate astea în pat? Unde? Pe acolo. Și astea de la balansoar, de ce le-ai desfăcut? Mânuțele de la balansoar. Nu ai știut cum se... Dar de ce le-ai scos? Întrebarea este. Asta este pijama de la... Nu e pijama. Bebelușă. De la bebelușă, mama. Ai strâns tot? Și acum te rog frumos să te culci în pat, să vedem unde te culci. Unde te culci în pat? Hai să vedem. Cum te culci în pat? Ca să nu mai zic că te-ai urcat încălțată în pat, dar mă rog, ăștia-s curați. A, ți-ai păstrat un loc acolo unde e curățenie? Și dorme acolo? În momentul în care a trebuit să o pun să-și facă curățenie, practic, a luat tot ce era pe jos și a pus în pat. Dar ea șmecheră și a păstrat un loc unde să doarmă. Adică nu a pus chiar în tot patul. A pus așa pe un sfert de pat. S-a evaluat ea și a zis cam câtă sunt eu, cam atât. Ei, am nevoie de un sfert de pat ca să am unde să dorm. Și în rest tot patul era plin cu jucării. Într-un fel sau altul și am fost șmecheră pentru că știam că o să fac asta și le adună pe toate în același loc și de acolo mie mi-a fost mai ușor să le pun în cutii, să le așez și să aranjez camera ei. Mami, să știi că nu-i frumos să stai așa în dezordine și mai ales, uite, să faci mizerie cum ai făcut aici. Săptămâna asta este a treia oară astăzi, o să fie a treia oară când... Pistoale, că doar e și fata lui Taxu.
groaznici, așa din... de nicăieri, cred că e în ADN-ul lor, știi, să fie un pic obraznici și chiar să te ia peste picior și chiar se amuză atunci când tu ești în dificultate sau încerci să-i cerți. Și da, mă, cam enervat un pic că mă tot îngâna. Aha, aha, aha. Da. Că ne supărăm foarte tare și schimbăm, dăm jos militaria din pod. Vino măcar să mă ajuți să prind, să fac asta. Da, să mă ajuți. Uite ce ai făcut aici. Nu mai face tu fițele astea și mutrele astea. Vino încoace. Victoria Clonda, vino încoace, am zis, să nu mai faci vreo prostie pe acolo. N-ai ce căuta sus? Pe scări. Te rog să te dai jos de pe scări. Acum. Ai măi, mami. Mami tot timpul e bună și acum ai măi, mami.